prima bătălie de la Oituz, desfășurată între 12 și 27 octombrie 1916, a făcut parte din operația de apărare a trecătorilor din Munții Carpați, cea de-a treia operație de nivel strategic desfășurată de Armata României în campania anului 1916 a primului război mondial. Campania militară strategică a avut trei obiective principale. Oprirea ofensivei declanșate de inamic pe frontul din Transilvania, menținerea și consolidarea unui dispozitiv defensiv pe aliniamentul munților Carpați și crearea condițiilor pentru reluarea inițiativei strategice și trecerea la ofensivă. Forțele române erau reprezentate de grupul Oituz, comandat de generalul de brigadă Eremia Grigorescu, care a ocupat un dispozitiv de luptă centrat pe Valea Oituzului cu divizia 15 infanterie în flancul drept și divizia 2 cavalerie condusă de generalul de brigadă Nicolae Sinescu în flancul stâng. După atacuri susținute din partea forțelor germane, acestea nu au putut străpunge apărarea trupelor române, rezultatul fiind stoparea ofensivei și respingerea forțelor puterilor centrale peste vechea frontieră. Divizia 15 infanterie și-a câștigat cu acest prilej renumele de Divizia de Fier, aici născându-se și deviza "Pe aici nu se trece". Divizia 15 infanterie a suferit pierderi grele, 3 ofițeri, 144 de soldați morți, 31 de ofițeri și 1118 de soldați răniți, 615 soldați dispăruți. Eroismul diviziei 15 infanterie a fost recunoscut de comandantul armatei de nord, general de divizie Constantin Prezan, în ordinul de zi din 7 octombrie 1916, ordin care nota: cinste comandantului și diviziei a 15-a. Eroismul și disprețul morții dovedit cu prisosință îi dă dreptul la admirațiunea și recunoștința mea. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.